Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Evil West. Oh shit, tati are probleme și să vedem exact care este treaba acolo și care sunt ideile. Cred că până la urmă se transformă, eu sunt sigur că l-au posedat vampirii ăștia. Oh shit. I knew it. L-a umplut de sânge. Oh shit. Step aside. Even if he doesn't kill us in our sleep, that link in his head will lead the ticks right to us. Then let them come. Killing ticks is what the Rentier Institute does. You listen to yourself? This isn't about your birthright. This is what happens when we run a government agency like a goddamn monarchy. All our protocols go out the window as soon as Daddy Dearest. Keep talking to me about the rules, you bureaucratic shrew. Please, we're all on the same team, remember? Only when it suits him. Scuze că tati întreg la minte sau sal. How about finally telling me where Edgar went? He's in Moripaw, searching for the plant to make the regen compound. The regen compound? Now you're wasting what little resources we have left chasing a fairy tale? Huh? Listen, Mr. Gravener's an experienced agent. If he didn't have faith in his mission, he wouldn't bother. We are at war, Doctor. Who else is worth saving if not the leader of the Institute? And in the long run, it could help everybody if the thing by some miracle actually works. You have until tomorrow morning. In the meantime, exact. Your father will be restrained and placed under round-the-clock supervision. Fine. I'm gonna get Edgar's ass out of those swamps. And if I get back with that plant and I still see that shotgun in your hand, you better damn well prove you know how to use it. Mm. Shit. Eram sigur că tati o să ia la vale. Acum sunt curios dacă îl găsim pe Edgar, dacă cum a săracul. Why'd you back Jesse's quest for this ridiculous compound? Just because the scientists at the manor didn't find anything, doesn't mean there isn't something there. I mean, did they ever let you take a look? No. We have a habit at Calico of making the impossible happen, Doctor. I fixed Mr. Jesse's gauntlet, made it better even. Scott found the best lead we have with those leeches. If anyone can make that compound work, it's you. Deci cumva au încredere că tipa asta o să facă medicamentul special. Mamă, ce verde e totul să fiu dacă nu. Oh, Edgar de pe aici. Those are Edgar's. Must have found that plant here. Nu neapărat. E obligatoriu că a găsit planta. E ideea că a fost pe aici. Cum, partea de-o. Mă, dar ce, cum lași în asta, frate? The trail leads this way. Christ, wish I had a map of this place. Bro, locul ăsta arată într-un fel. Că-i bătaie aici. That sounds like trouble. I mean, pare a fi dezastru. Much better. Aia zic. Tot avem posibilitatea asta, de ce nu? God damn it, that hurt. Hai că mereu uit de interruptul ăsta. No, damn it. Ah, shit. Bro. Interruptul ăsta e insane. Literalmente am spawnat, nu mai interrupt. Bine, spawnat intrat. L-am dat de fiecare de când trebuia. Mamă, i-a rupă băieții ăștia. Ok, stărească să vedem dacă avem un upgrade. Să ne mai punem încă un glonț pe pușca asta. N-ar strica. Ok, deci Edgar a dat-o pe acolo. Hai băi, zic, sigur sunt chestii pe aici de care să avem nevoie. Și fiecare cent contează, boys, v-am mai spus eu, trebuie să facem rost de banii ăștia pentru upgrade-uri. Something broke the boat, but it looks like you managed to escape. Hmm. Must have been in a hurry if he dropped his damn crossbow.
Whoa. I'm sure Edgar wouldn't mind if I took advantage of this little beauty. Unu. Într-o crossbow. And there. Oh, asta e șmecheră. Stai așa. Mamă, dar baleta se leacă mai nebună decât pușca. Iar reload speed-ul e același. Ai, și apeși pe... ok, apeși pe 1 și schimbi, schimbi cu ce vei să te joci. Ok, are sens. Deci nu-i ca ăsta așa, știi? Scorched. Pare că avem și mai multe muniții. Și înseamnă că mai avem totuși ceva pe 3 și pe 4. Câte upgrade-uri. Câte upgrade-uri pe jocul ăsta, frate, ești nebun? Are el așa o leacă de conte, nu glumă. Bine, noi cedem, ne mișcăm relativ repede prin el, dar totuși. Are ceva content. Ia auzi, mă, băieți ăștia cum fac în toate felurile, ești nebun? E că m-am uitat că mai am și de-astea, știi? Dăm puțin electricitate. Nu mă încoace. Nice. O, suntem full, nici nu prea rău și să dăm ultima ta aia, decât atunci când vin probabil prea mulți. Sau cred că când vin de aia mare ar fi bine să o dăm. N-ar fi o soluție. Bani? I'll take that. Mai mulți bani și mai multe rute pe care poți să le iei. Stai așa, o leacă, că văd că mai e ceva. Uite, mai e și aici. Ia. Yeah. Am luat-o bine pentru ăla extra-uri. Sau nu? Stai așa, hai să o întorc totuși. Mica e vreun chest ceva și mă interesează pe acolo să iau lucrurile. Nu pe aici, uite aici. Da, uite, e un chest aici. Cum să ratăm o chestul ăsta, că sunt ton de bani aici. 250 de biștari. Câți bani avem? 2900. Și acum avem și pe arma asta ceva, nu? Sau? Da, avem și pe arma asta ceva de pus. Mai avem upgrade-uri, bă, nu e chiar așa de simplă treaba. 2-3 bâzdâcuri aici cu alea, nu? Ne dă destul. Ok, asta este de aici ce mai e. What the fuck? Cum a rămas blocat cerculețul ăla totuși. Shit. Oh, fuck, vine un coace. Stai. Nice. Cred că-s mai multe lucrușoare ascunse pe aici. Bă, băiatule. Niște bani. Acolo am venit, nu? Și mai altceva, nu mai nimic. Știi, îmi place să mă asigur înainte să merg mai departe. Deși și uneori când mă asigur tot reușesc să ratez lucrurile. Oh, cred că urmează ceva boss pe Jangen Gigantic. Fiți atenți doar. Fiți atenți doar. Presimp asta. I hate spiders. Da, nici mie nu-mi plac. Mamă, și cu toate astea mă cheam Bobo Spider, nu? Bro, what the fuck? Mamă, și nu poți să-i arzi. Dă-te, mă, de aici, ce-i asta? Stai așa că-s două drumuri, asta e cu chestul. Bă, băiatule, ce de păjângenime. Scorched. Îți bagi joc de mine. Vai, leu. Vai, leu.
Oh, am ceva să cumpăr un upgrade. Și dă-mă gloanțele astea. Ok, deci nu se face inflație, mă, asta. Cred că se face inflație, dar nu se face inflație la prețuri. Doar că așa sunt ele, prețurile mari. Dar îți dă oricum o tonă când faci level. Păi și stai, frățică, și de aici unde mergem? Ah, uite aici. That eight-legged freak was hunting him down. Îl vâna ceva. Un păiangăn. Opa. God. Pe aici? Guess this is that giant arachnid's lair. Pare că te poți sui pe acolo. Și ăsta e cuibul lui. Na, nu poți să te sui pe aici, fii atent. A, trebuie neapărat să investighez asta. Ok. He's not wrapped up like a mummy in a web. Guess he got away. Acolo. What the fuck? Mamă, stai că mă prind de ceva. Ce zici, John? Oh, fuck. Au mai mulți prieteni. Uoleu. Jesus. I hate spiders. Da, nici eu nu-mi plac așa tare. XXL bow, say cheese, next upgrade. Mamă, vere, ce-am obținut. You feel that the game is too easy or too hard, you can change the difficulty level. Ah, probabil se pare că e destul de ok, ce difficulty level. Ia să vedem unde se stă, mă. New lore. Ce-am mai obținut? Ah, ok, creatura aia nouă. Money. Bă, enervantă creatura aia, nu-mi se mint. Right. Let's stick to the facts. Bloom Research vampiric legends, a lot of myths and hoo-ha about some sort of plant. One that could allegedly reverse the process of the change. It's considered an affront to the purity of the royal blood. Ominous. But can it work? From a biological point of view? Now and then some of those legends contain a grain of truth. An endemic species like this may have peculiar properties. If researched properly, some cell mutations, I don't know. Imagine how many people we could save if you made it work. Look, I'm not așa merg bărcile. But I'll give it my best shot. Dacă cineva s-ar fi urcat pe marginea aia de barcă și ar fi rupt toți dinții și tot și oase și tot. Adică ar fi picat grav pe acolo. Nu stă, frate, barca așa stabilă când te pui pe margine, ce vorbești? Mai ales o prută de aia obosită. Nu știu, când am mers cu barca și cu o barcă mare chiar am avut probleme de genul ăsta. Să dădea barca în toate direcțiile. Hai că-s băieții. Aoleu, e omul cârtiță. Cârtiță miu. Oh, fuck. Oh,
Nice. Ah, fuck! Am zis că și asta stun sau ceva, dar n-a mers. Gata? Ce vorbești? Ce vorbești? Iar pe ăștia, eu au perk point-uri, true, are dreptate, nu mi-am pus bait and switch, dodging sideways or backwards to avoid enemy attack, does not interrupt the melee combo and increases area of effect damage. Wow! Sheesh! Bun, at upgrade-ul. Acum putem să facem dodging de la nebun așa. Hua. Da, e o leca șmecher așa dodge vist așa pe o chestie. Astea sunt itemele lui Edgar, dude. Susan și ce mai era pe acolo. Oh, am nevoie de aia. On the money. Mă, avea cea bănet la el. Dar unde e Edgar, frate? Păi eram deja cu sprintul și tu nu vrei să zici că nu poți sar direct, trebuie să te mai oprești ca să ții un avânt mai mic. I'm almost there. Oh, călca pe ceva. A avut pământul gaze. Stai așa, frățică, că îți văd două drum. Asta era drumul cel bun, ia zi, Mamă, ce e asta? Platforming. Beware of toxic fumes. Didn't expect that in this damn jungle. Da, nu știu ce să zic de aspectul ăsta, bro. Ah, că e luată pe aici și trebuie să o luăm de fapt pe acolo. Did you break this damn bridge, Edgar? Ah, now I need to find another way. Oh. Ok. Păi și cum ar trebui să navighez peste astea? Doesn't look healthy. Better run quick before it sinks. Oh, dai te bă, lejer. Ce viteză am dat pe acolo, ești nebun? Oh, chestia asta arată ca și cum ești dat foc. Nu poți să-i dai foc. Joacă-o pe asta, ouleu. Nimic aici. Fugi, 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 mamă! Smash it! Mai că ai timp să explorezi totul dacă e. Ok. Au? Bro, ne mișcăm prea repede. Sincer, ne mișcăm prea repede ca să luăm foarte mult damage sau ceva. I can make it. Mă jur. Opa. Nice. Oleo, fugi. Oleo, fugi. O, dă-mi asta. Mamă, trebuie să fi tras mai devreme. Leu. N-a fost deloc inspirat la schema aia. Hai că m-am dus pe Benis. Bă, ce deșteptă-s. A, stai mă. Ne uităm așa dinainte, bă, înainte să ne mai aruncăm pe d-astea așa. Aleo, bobiță. Bun. Nicacilea. Ce mai trebuia să fie totul super dandy acum era să întrintă și inamici. La faza aia. Fără mișto. Să întrintă un set de inamici acolo, gata mai trebuia. Că era totul super, super mega dandy direct pe schema aia. Bă, dar are jocul ăsta un filtru dubios? Că a făcut tot așa să fie blurry încolo. Îți trebuie funie, păi știu unde cred să iau eu funie. Can't get it without a rope. Da, frate, foarte tare, dar... Și acest rope de unde se obține? Oh, joacă-te cu asta, mă. Hai vă zic, dar nu mă lasă să mă dau jos, mă ține blocat aici. Este locul unde vrea să mă țină blocat pentru totdeauna? Mai prea o să jate că ar trebui să merg în direcția aia.
E ceva acolo, fii atent. 20 de biștaros. Deci stai mă, deci când vrei să te cobor, nu mai trebuie să dai interact cu space-ul. Mă, dar are obiceiul ăsta de abuse them, lega... Cum îi spune... De-a-mi întoarce obligatoriu camera. A, uite mă, că aveai funii aici. Și ce mă, nu puteam să iau funii asta până acum? Trebuia să neapărat să merg acolo și sus să-mi dau seama că nu pot să urc? Nu pot să... Cred că asta era, știi? Să fie o mizerie de asta. Ce faci mă, dă-te mâna apoi! Bă, debilule! Oh my god! L-am dat din greșeală, așa, într-o direcție și s-a dus. Bă, ce nebunie, bă. Investigate the swamps. Stai așa. Sunt mai multe drumuri pe care vreau să le iau. Nu știu pe care să-l aleg. Toate sunt destul de nebune. Aici pare să fie ascuns ceva extra, nu? Pare fi. Un pic așa de extra. Am venit bine? Da, am venit... Dude, am venit pentru niște extra HP. Sincer, mai degrabă nu mă agitam pentru că nu mă interesa așa tare extra HP-ul ăla. Era mai fain dacă era un skin sau ceva bani. HP-ul ăla oricum se duce după 2-3 lovituri. Ok, dar cred că urmează mare bătăiță pe aici. Ce facem asta? Vă, el să cadă. Bă, dar locul ăsta e dubios rău de tot. Uite, Edgar e pacilea. Ia uite pe băieții mei. Ce ziceți, fratelos? A, e băiatul cu scutul, exact ce-mi place mie. Preferatul meu. Dă-mă un set de mătaie și l-o ăsta. Jesus! Vai, dar nu poți să-l țintești, frate, pe ăla. Uai, dă viața ta, 7 nucleare mi-a luat în cap, ești nebun? Doamne sfinte, păi dar veni toți căcații aia, păi dar nu mai înțelegi nimica. Ok, știi ce? Cred că fac focus pe ăștia mici, că deja e crimă așa cu ei. Ia hai gata cu gargara, că deja m-am săturat de prostiile voastre. Ok, ăla s-a dus. Valea. Nu, coamă. Aia zic. Mai să luăm și pe ăsta la dreptă. Azi, doi, mă! Bine, nu-s doi. Niște căcați mai mari. A, nu mă, e nenorocitul care intră pe sub pământ. Deși i-am dat una. Ah, firar, am dat bloc. Hell yeah. Păi da, nu? Hai, vă zic, mă, nu se sparge, mă, mizeria asta odată. Da, ai cu minte. Let's end this. Mai avem și pe ăsta, vine cu aha. Au. Oh, fuck.
bombele lui. Ah, shit. Oh, aici stai. Fuck. Tule mama lor, bă, băiatule. Ah, păi nu pot să ajung pe acolo, trebuie să oculez pe aici, cred că. Oh, de acolo că am prins 7 nucleare, să fiu, dacă nu. M-a rupt cu aia. Știu că poate să sară. Ah, nu vreau mai, n-a sărit, a făcut o țopăială de aia grandioasă. Bă, e un chest acolo. Uitam să văd dacă poți să pui o plancardă ceva pe jos, știi, să treci ca să iei chestii de acolo. Ah, deci pe aici poți să sari. Ah, firar și era loot important în spate, nu? Îndreptate? Că acolo e finalul de nivel. Bine, final de nivel. Ce trebuie nou? Hai, zic, uite aici mi-e loot-ul, frate. Hai. Câte monezi avem? 3000. Mamă, hai că până la 5000 mai avem puțin. Cum zic, ne trebuie puțin și mai upgradăm cu o chestie faină. Ce drept, trebuie să recunosc, ca în orice joc, nu cred că apuc să folosesc toate upgrade-urile sau să le țin minte pe toate. Ia să vedem. Ritualuri sotonice. Erau bani sus, bro, erau bani sus, man! Am luat jocul și m-a pus direct în țară. Oh. Mai mult foc. More money. Nice. Hot. Mă gândeam că acolo mai e ceva, dar nu. Mă, o să că dau space shit. Mă teleportează așa cu dash-ul ăla nebun încolo. Okay, I'm starting to doubt your navigational abilities. True. Cum Dumnezeu a ajuns aici? Asta e treaba. A alergat Edgar Dameu ca ultima nebună. Ancient gates. I have a bad feeling about this. True. Ce locul ăsta, frate? E plin de gândaci. Man, what the hell? My God, a puzzle moment. How about some light, gentlemen? Îmi place că nu-ți consumă resursa dacă nu lovește nimica. Știi, asta e una dintre chestiile pe care chiar le admir la jocul ăsta. E că nu-ți consumă resurse, aiurea. There we go. Oh, bă! This way. Așa, cu trebuie să o șmecheresc cu ăsta la altă. God, it's heavy. Ce nu puteam să le iau pe ăla? A, stai mă, Dorele! Că nu merge așa. Să duc pe ăla mare acolo. Just a little more. Dar pare că ai nevoie numai de două platforme, nu? Da, numai două pare să fie. Just... Mmm.
Okay. Should work now. Hai, v-am zic, dă 3 de astea și ai numai 2. Nu zic, ai nevoie numai de 2 și las de 3. Ah, cred că era vreun drum pe acolo, ceva special, vreo secretoasă de aia. Edgar, până de ziua ești. Edgar? Chest behind you! What the fuck? Ooh. Ok, eram sigur că asta trebuie să fac, să-i tragi în alea. Tragem un ouțe. How about some light, gentlemen? Oh, mă dau buff? Alea-i cumva îi fac pe ăștia foarte rezistenți. Am dam. Mamă, nu știam, eram gen ce-a pus pentru interrupt, ce-a pus pentru interrupt, ce-a pus pentru interrupt. Jesus, ok. Nu, dar nu mă prind cu mecanica ouțelor ăstea de aici. Nu cred că e vreo soluție mai creștină pentru prostiile astea. A, ba da, merge cu electricitatea asta, așa e bună. Ăștia mari și durează 7 ore să-i batem. Hai, frățică! Mor, dă-te în pana mea. I-a rupt limba.
urițenia pământului, bă. Că n-am mai văzut așa. Thanks for the hand, but I had it under control. Sure. I found the plant. The locals call it La Orquídea de la Vida or something foreign like that. We get this back to Calico, squeeze it out, and maybe we have ourselves a way to turn this around. I'm sorry I got you into this. Yeah. Getting your ass out of the fire has kind of become a habit. Edgar, you can't keep doing this forever. When those ticks attack the manor, what did your father do? Run? Nah. No. He kept on squeezing the trigger. That's what he did. People like us don't retire, Jesse. Even if you're lucky enough to live long enough, you'll soon realize there's nothing waiting for you. There is no normal for people like me or your father. And I was naive to think there might be some normal for you. Anyway, now that just about everyone else in the Institute is dead, I figure you and your daddy are gonna need all the help you can get to build things back up again. Well, first you give me those pretty flowers, then you get all emotional on me. Edgar, you ain't gonna try to kiss me now, are you? You little shit. A, deci au găsit planta aia până la urmă. Ok. Bine, ce de dau, găsim noi, dar mă așteptam și să ne dea el ceva. God damn it. Harrow's here. Oh god. You backstabbing witch. You ratted us out. Dr. Blackwell. I know we've had our differences, but this... For your information, I had nothing to do with Mr. Harrow's sudden appearance on our doorstep. But thank you for confirming how little faith you have in me. Now, I don't presume to know how things work for you, gentlemen. But I can assure you that Calico wasn't built on broken words and betrayed confidences. Women in my position don't have that privilege. Now, I assume you have the plant? We do. Good. And there are clean syringes and alcohol swabs in the lab. Damn, Saraka. 5 minutes is all we need. Mamă, și-a venit și turbatul ăsta, vere. Ok, hai să vedem ce rezolvăm aici. Fucking Harrow, dude. Bă, treia el să vină, mă, nu putea să mai aștepte 5 minute, mă. S-a trântit acu' să apară. Chiar nu putea să mai aștepte. Mr. Gravener's looking for you, sir. He's in the basement with your father. Da, frate, mersi. Come on, William. I've seen you so... Yeah. Feeling that someone's squeezing my brain. There's some thoughts in here that aren't mine. Oh, I see her, Jesse. Oh no, you must stop her before. Wait. I see a sign. Dickinson. She's in Dickinson. Ai bubu, e capul. M-aș da să crap pe capul sau ceva. I need to get to Dickinson. Tough old bastard, he's turning it around on her. It's gonna be a hard sell to Harrow. Gotta try. You keep an eye on him. Mamă, trebuie să merg în Dickinson ca să mă asigur că scopul ăsta. Mai bag o dată. Bro, mers cu adică keep your hand off that switch. Switch-ul ăla a funcționat absolut perfect.
Sir, Mr. Harrow is waiting in the briefing room. Ah, shit, căcatul ăsta. Did you really think it was smart to keep the money going? Hey, Harrow. Assistant Secretary Harrow, sir. Agent Rentier. Dr. Blackwell brought me up to speed on your father. Sir, we... I know. It couldn't have been easy. His shadow will loom large over us all. Please accept my condolences on behalf of a grieving nation. And try not to wallow in grief. It only leads to blunder. And this country desperately needs success. Aside from the news of your father's tragic demise, I've also briefed the Assistant Secretary on the successful destruction of Felicity's leech factory in McCallum Sawmill. That and a penny will buy me a cup of warm piss, Doctor. No one is safe while that crazy she-beast and her army of freaks are on the loose. And do you have any idea where she is? Bada? No. Actually, I do, sir. We have intel that she's currently in Dickinson. What intel? Can't say, but it's 100% solid. Great. You can head for Dickinson after you get back from Kingston. Kingston? Huh? There's a case containing some very sensitive information there that I need picked up. But sir, the Dickinson lead. There's at least three interstate railroads there. It might be a part of Felicity's transport. Very well. You there. What's your name? Only? Virgil? Only? Do you know your way to Kingston, only Virgil? With all due respect, Mr. Assistant Secretary, Virgil is our top engineer. He is not fit for field action. I don't give a watery shit about his curriculum fucking vitae, Doctor. I'm funding this circus of yours, and I want those papers back now. I'll get them for you. What do I need to know? Shit. Deci, în loc să mergem direct la Dickens, ne-a trins ratatul ăsta. We recently got our hands on a partial list of companies tied to the Andalusia Financial Services Group, like McCallum's Mill and the Kingston Oil Fields. Debano. Debano, indeed. He and his maniacal brat are up to their assholes in illegal acquisitions, and the government intends to seize their not insubstantial portfolio. Sounds like you need a lawyer, not a vampire hunter. Tried that already. I even sent in the blasted National Guard to secure the papers. But the place was guarded. That's where you come in. So what exactly am I looking for? Based on the final telegram from my forensic accountant, Andalusia's portfolio of holdings is stashed in a This man just a little janta, dude. Holy still shit. At the Kingston Oil Fields Bureau on the far side of the lake. I still don't get why it's more urgent than looking for Felicity and Dickinson. Wars cost money, Rentier. And unless you've forgotten the incident at your former headquarters, we are at war. This could very well turn the tides in our favor. Huh. Dacă tu zici... Dacă tu zici, eu te cred. Dacă zici că e mai important... Let's get this over with. A, nu știu sigur ce să zic aici cu treaba asta. You're right, folks? I need to find the office. You crazy? The whole area has been totally overrun by bloodthirsty freaks. The National Guard's fighting back, but there's too many of those monsters. If they don't get some help soon, we're all goddamn doomed. Shit. Oh, additional bolts, da, te rog. Ce nici mă mai interesa. Well, boys. Păi atunci cred că noi o să ne distrăm aici data viitoare. Easy. Să mergem să vedem ce se află în partea asta de aici, ca după aia să ne putem pregăti să mergem în Dickinson. Mai mult ca asta ar tot, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim în video următor. Pa, pa!